Ascensiune fulminantă a fostului comandant al Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, Viorel Ștefu. Comisarul șef a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne la scurt timp după ce ocupase pentru câteva luni funcția de șef al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Comisarul șef Viorel Ștefu s-a aflat la conducerea Poliției Buzoiene în perioada 2005-2009. Ulterior, timp de aproape 7 ani, a condus Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița, unde scrie presa din județul vecin, a înregistrat rezultate remarcabile în combaterea infracționalității. Numirea lui Viorel Ștefu în funcția de secretar de stat a fost făcută din ordinul primului ministru Sorin Grindeanu, iar decizia a fost publicată aseară în Monitorul Oficial.